Din Teleorman până în Piatra Neamț și din Cara Severin până în Maramureș, PSD este un grup infracțional organizat pentru șpagă, pentru corupție, pentru trafic de influență. Ce s-a întâmplat la vârful PSD cu condamnarea președintelui care, fiind infractor și condamnat cu suspendare, a fost ales președinte al PSD, Liviu Dragnea. Se pare că s-a rănit la mână în penitenciar, mâna aia probabil cu care semna mizeriile făcute pentru mafia din România și pentru grupările de corupție, că toate grupările de corupție l-au susținut pe acest individ. Ceea ce s-a întâmplat la vârf s-a întâmplat și în județe. Și avem la acest sfârșit de săptămână, dragii mei, două cazuri emblematice care vin să argumenteze perfect ceea ce spun eu și mă chinui să demonstrez de 3 ani de zile și sunt considerat dintre toți jurnaliștii, mai mult sau mai puțin independenți, toți cei care vorbesc despre ce reprezintă PSD și încearcă să conștientizeze publicul, da? Sunt considerat radical și mi se spune că exagerez, mi se reproșează acest lucru, că exagerez și că sunt nedemocratic pentru că vorbesc despre desființarea PSD-ului, pe care eu nu-l consider un partid, îl consider un grup infracțional organizat, pur și simplu. Nu are nicio legătură cu un partid, pentru că un partid nu și-ar alege un infractor președinte, nu? Un partid nu ar pune oameni putre de corupție, oameni care sunt interesați numai și numai de șpăci. Știrea săptămânii este că doamna Sorina Pintea, fost ministru al sănătății în guvernul analfabetei Vasilica Viorica Dăncilă, a fost arestată preventiv în această seară de către magistrații Tribunalului București într-un dosar de corupție. O altă știre și ele trebuie împreună interpretate, oameni buni. Și ele ar fi trebuit să fie comentate împreună și ar fi trebuit să fie breaking news cu asta pe toate televiziunile de știri din România, dar v-am explicat, noi nu avem televiziuni de știri, noi avem doar agenții de publicitate ale grupărilor de corupție, pentru că ele se leagă. Ăsta este cazul Sorinei Pintea din Baia Mare, da, de sus, de unde se pune harta în cui. Coborâm jos în sud-vest, în Cara Severin, în Banatul Montan, județul meu de baștină, județul Cara Severin, da? Unde 16 persoane, toată conducerea, practic toată conducerea PSD Cara Severin, în frunte cu președinta PSD, deputata Luminița Jivan, o individă care pe mine m-a denigrat pe Facebook într-o vreme, în ultimul hal, da? Și care acum este acuzată, suspectă, într-un grup infracțional organizat de 16 persoane, în frunte cu Codrin Ștefănescu, îl țineți minte pe Codrin Ștefănescu, samsarul de interlope al lui Liviu Dragnea. Țineți minte când a venit Dragnea cu interlop la Înalta Curte de Casație și Justiție, Codrin Ștefănescu i-a adus, da? Samsarul de interlop. Bun. Haideți să o luăm, dragii mei, așa, mutatis mutandis, da? Și să vă citesc, schimb un pic cadru, așa, și să vă citesc, oameni buni, comunicatele de presă. Și după aceea interpretăm subiectul. O luăm așa, întâi Direcția Națională Anticorupție. Deci a fost arestată. Asta era comunicatul de presă în momentul în care a fost reținută 24 de ore Sorina Pintea. Acum, la ora la care vă fac acest comentariu și încerc să-i dau drumul cât mai repede, ea este arestată preventiv pentru 30 de zile de către judecătorii Tribunalului București. Sorina Pintea, manager al Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare, județul Maramureș, infracțiunea de luare de mită în formă continuată. În perioada decembrie 2019-februarie 2020, inculpata Pintea Sorina, în calitatea menționată mai sus, deci director la spital, a primit printr-un intermediar de la reprezentanții unei societăți comerciale în două tranșe sumele de 10.000 de euro și 120.000 de lei, care nu i s-ar cuveni, reprezentând un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziție publică ce avea ca obiect proiectarea și executarea lucrărilor de amenajare, bloc operator, sală, chirurgie cardiovasculară și toracică și spații adiacente, încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească cu societatea comercială. Inculpat ar fi primit banii respectivi în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, ca manager și donator de credite. În 28 februarie, după primirea sumei de 120.000 de lei, activitate ce ar fi avut loc în biroul inculpatei din cadrul spitalului, s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante. Sorina Pintea are și niște afecțiuni medicale și faptul că judecătorii Tribunalului București au dat mandat de arestare, nu credeam că o să-i dea, credeam că o să-i dea arest la domiciliu sau control judiciar, având în vedere că are probleme medicale. Lucrurile sunt destul de clare în acest caz
Și faptul că magistrații Tribunalului București au dat mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile este destul de clar. Dar vreau să vorbim despre doamna Sorina Pintea, pentru că s-au întâmplat lucruri interesante. Fiusul, Ionuț Pintea, un individ condamnat în 2012 la 7 ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc. Da? Ca să înțelegem despre ce vorbim, da? Ca să fie foarte clar că Așchia nu sare departe de trunchi, da? Băiatul doamnei Pintea, Ionuț Pintea îl cheamă, da? A fost condamnat în 2012 la 7 ani de închisoare de executare cu executare pentru trafic de droguri. A vândut droguri unui polițist sub acoperire. Ca să înțelegem despre ce fel de oameni vorbim, ce reprezintă PSD-ul, da? Familia asta PSD-istă, de fapt, despre ce este vorba. A făcut un video pe Facebook în care a susținut că, de fapt, era vorba de mai mulți bani, că banii, cei mai mulți, cea mai mare parte din bani s-ar fi dus la senatorul Liviu Pop, îl știți, Genunche, celebrul ministru al educației, da? Mare șmecher în zona respectivă, unde este și doamna Sorina Pintea, în zona Baia Mare. După cum urmează, 40.000 de euro într-o tranșă și alte 3 tranșe de câte 5.000 de euro. Deci asta înseamnă, oameni buni, vreo 55.000 cu 10.000 pe care a luat Pintea, vreo 65.000 de euro. Deci procentul ăla de 7%, de fapt, e mult mai mare, procent care s-ar fi luat, în care s-ar fi luat șpaga. Este foarte posibil să fie așa, nu știm. Avem doar declarația acestei beizadele, da? Plodul Sorinei Pintea. Credibilitatea lui, câtă este credibilitatea lui, este important să știm că a fost condamnat pentru trafic de droguri în 2012. Doamna Pintea s-a făcut remarcată de la început, de când a fost ministrul sănătății, prin fel și fel de ținute, fel și fel de exemple ale unei opulențe nejustificate, ca și la Dăncilă cu broșele și așa mai departe. La asta foarte mulți reprezentanți ai presiei au remarcat faptul că are diverse ținute care sunt foarte scumpe, poșete și așa mai departe, care nu s-ar fi justificat din veniturile ei legale de director de spital la Baia Mare. Pe vremea când fiusul a fost condamnat pentru trafic de droguri, era director la spitalul de TBC, de pneumofiziologie. Și înainte de asta a fost directoare la direcția silvică. La direcția silvică, unde în trecut presa a scris despre ea că l-ar fi sprijinit pe tatăl lui Cătălin Cherecheș, da, primarul care a candidat din pușcărie și l-au votat ăia la Baia Mare primar, da, și care vrea să candideze și acum, al cărui tată a lucrat la direcția silvică și a tăiat ilegal niște suprafețe foarte mari de pădure pentru firma Holtz Industry. Și o parte din banii respectivi, chiar discutam astăzi cu cineva pe această temă, că mă sună oamenii din țară să-mi dea informații, o parte din banii respectivi, câteva sute de mii de dolari, n-au mai ajuns în conturile direcției silvice, ci au ajuns, nu se știe unde, s-au pierdut. Cherecheș are o avere imposibil de justificat. Că numai la noi este posibil, oameni buni, am mai vorbit și cu alte ocazii, să aibă niște oameni, mai ales oameni din politică, averi uriașe și să nu avem autorități ale statului care să ceară justificări pentru acele averi și să le confiște. Da? Deci doamna Pintea, când a fost mare directoare la direcția silvică, presa a scris la vremea respectivă, presa locală și puțin preluat în presa centrală, a scris că ar fi ascuns niște documente care l-au ajutat pe tatăl actualului primar de la Baia Mare să scape de pușcărie. Deci, treaba asta cu trecutul infracțional al doamnei Pintea este foarte, foarte veche. Însă, este un pasaj, despre asta vreau să vă vorbesc, numai un pic să ajung la el. Este foarte interesant și ăsta e pasajul cel mai interesant, după părerea mea, și ăsta mie mi-a atras atenția, pentru că s-au făcut câteva articole interesante în aceste zile despre profilul doamnei Sorina Pintea. Mie mi-a atras atenția o radiografie, un portret pe care podul.ro l-a făcut doamnei Sorina Pintea, unde spune ceva interesant. Asta nu știam până acum. Acum am aflat și asta îmi explică multe lucruri. Știți că eu tot am insistat în comentariile mele pe legătura anilor 90 cu turnători, ofițeri de securitate și există acest filon comun, acest numitor comun al grupului infracțional organizat din politică legat de securiști și turnători la securitate. În perioada studenției,
Doamna Pintea a cântat la Cenaclu Flacăra, alături de nume cunoscute ale folcului precum Ioan Guri Pascu, Gheorghe Gheorghiu și Victor Socaciu. Bun, ca să fie ministru teoretic ar trebui să aibă o adeverință de la CNSAS că n-a colaborat cu securitatea, dar sursele cu care am discutat eu, că mai am și o sursă care se pricep foarte bine la perioada respectivă, îmi spun că îmi dau o probabilitate de 95% ca prin această colaborare doamna Pintea să aibă și niște tinichele prin arhivele securității. Bineînțeles, dosarele care au mai scăpat din 90, când toate județele, niște șmecheri, de la securitate sau de la partid, au furat pur și simplu dosare ale securității, cu care ulterior și-au construit piramide de putere în județele respective. Au știut cine sunt turnătorii, cine sunt securiștii și așa mai departe, pe ăia i-au promovat, promovările s-au întâmplat 99% prin PSD și i-au ridicat până la vârf pe funcții de miniștri, pe funcții de judecători, pe funcții importante în procuratură, pe funcții importante în serviciile secrete și i-au manevrat, i-au șantajat ulterior cu dosarele. Deci ăsta este un aspect foarte important din biografia doamnei Pintea. Ce este interesant, după ce a apărut știrea că doamna Pintea e reținută, că a fost prinsă cu un flagrant cu 120.000 de lei, mie au început să scrie foarte mulți oameni din Baia Mare. Mi-a scris o doamnă care lucrează la spital acolo, m-a rugat să nu-i dau numele și mi-a spus: domnul Mălin, între 5 și 7 mii de euro se dă șpagă și doamna Pintea este cea care încasează șpaga pentru un post de asistentă medicală, în funcție de secție, în funcție de mai multe lucruri. A fost și o postare publică făcută pe Facebook de Ciprian Mihali, fost ambasador, care spune așa: reținerea Sorinei Pintea e un act firesc, dar tardiv. Toată lumea știe în Baia Mare de mulți ani că nici la Spitalul Județean Maramureș și nicăieri într-un spital din oraș nu se putea angaja cineva de la portar la medic fără a plăti o mită Sorinei Pintea. Iar asta se întâmplă după un ritual bine stabilit, în afara orașului, fără martori și fără urme. Sorina Pintea este o adevărată legendă locală. Una dintre ele. Cele două vești proaste sunt următoarele. Mai întâi că, deși toată lumea știa, nimeni n-avea curajul să spună nimic. Se întâmplă aproape în toate județele din România, unde pesediștii, pe feseniștii, pe deseniștii, pesediștii au avut un cuvânt greu de spus și au un cuvânt greu de spus. Și a doua veste proastă este că Pintea nu e singură. Județul Maramureș este și el aflat sub control discreționar al unei mafii locale foarte puternice și putre de bogate, din care fac parte medici, oameni de afaceri, politicieni și oameni din alte instituții ale statului. Omul de rând care vrea să se revolte împotriva acestei mafii n-are nicio șansă de unul singur. Acum înmulțiți acest exemplu cu 41 și aveți peisajul României de astăzi. Spre rușinea liberalilor, să știți că mi-au scris oameni din Baia Mare care mi-au spus că doamna Pintea era în relații dubios de bune cu oameni de pe la PNL de acolo. Deci, domnul Orban, puțină informare în legătură cu ce se întâmplă acolo și puțină curățenie n-ar strica. Dacă vreți voturile oamenilor la alegerile locale. Mai departe, despre doamna Sorina Pintea, mai trebuie să spunem că a fost director economic la Direcția Silvică Mureș. Între 2007 și 2009 a fost consultant la SC Sov Consulting, SRL Baia Mare, iar în 2003-2005 a fost consilier pentru integrare europeană. În 2001 și 2003, Pintea a fost consultant managerial la Consiliul Județean Maramureș. Și înainte de asta a lucrat ca șef serviciu financiar contabil la întreprinderea forestieră de exploatare și transport Baia Mare. Ca să ajungem la perioada despre care vă vorbeam. Fiul doamnei Pintea, vă repet, condamnat pentru trafic de droguri. A fost condamnat în 2012, când mama lui era managerul spitalului TBC din Baia Mare, pentru trafic de droguri. A fost reținut în aprilie 2011 de ofițerii DICOT în urma mai multor percheziții care au avut loc în județele Maramureș și Cluj, într-un dosar în care 20 de persoane au fost cercetate pentru trafic de droguri de mare risc. Ionuț Pintea a mai fost cercetat și în octombrie 2010, când a fost reținut în timp ce încerca să vândă droguri unui polițist sub acoperire. În urma percheziției, polițiștii au găsit asupra lui Ionuț Pintea un pistol cu aer comprimat, 2620 de euro, 5000 de forinți și 1561 de lei. Sursa fiind news.ro, la vremea respectivă s-a scris acest articol. Ca să înțelegem despre ce vorbim. Deci venituri nejustificate, bunuri foarte scumpe, nu contează natura bunurilor, că e o rochie care costă 2000 de euro sau cât costă, că e o poșetă care costă cât 4 sandero-uri de ale mele dacă le vând acum pe OLX, nu contează, e vorba de bunuri
foarte scumpe, care nu sunt justificate, oameni buni. Și toată lumea civilizată, există instituții care controlează, mai ales politicieni, unde este la vedere. Adică tu ești ministru, ca și la Dăncilă, și te afișezi cu bunurile astea și nimeni nu te verifică. Nu e regulă, oameni buni. Starea de drept, contextul legal și tot ce se întâmplă în România, legal, instituțional și de fapt, care poate să permită așa ceva. Pe lângă asta, fiul subăgat, vedeți, el avea pistol cu aer comprimat, 1000 de euro, 1000 de forinți. Deci, vă dați seama în ce cloacă infracțională este acest clan, clanul Pintea. Bun. Femeia este arestată preventiv 30 de zile. Este, după părerea mea, destul de clar cazul. Judecătorii n-au niciun fel de dubii și, în ciuda afecțiunii pe care ea spune că o are, știți că s-a dus la Antena 3, s-a victimizat cât e de bolnavă. Fiul ei a scris pe Facebook, încercând să o victimizeze pe maică-sa, după ce a povestit, bă, șpaga era și pentru ăla, și pentru ăla, și pentru ăla, da? A spus, domne, mama e bolnavă, săraca, de ce doriți să fie arestată? Bă, dacă când lua șpăgi nu era bolnavă? Când a constatat că e bolnavă, n-a avut și ea o discuție cu divinitatea să zică, Doamne, hai că mă îndrept, hai că nu mai iau șpăgi, hai că oricum am acumulat deja o avere uriașă, ca și la Beuran, aceeași discuție, domne. Ăștia au acumulat sume uriașe de bani. Vă dați seama dacă fiul său era în trafic de droguri cu 1000 de euro, cu prins una după alta, câți bani a acumulat clanul ăsta? Bă, dacă s-a îmbolnăvit, nu și-a pus problema, bă, hai să mor, hai să încerc să duc o viață cinstită. Cu salariul de manager de spital, care e mare acum, că s-au mărit salariile în domeniu, da? Și cu averea pe care deja o are. Că mă îndoiesc că ea, Sorina Pintea, fiind manager de spital, a fost nevoită să ia șpagă ca să dea șpagă mai departe unui beuran care o opera. Poate o fi și asta, nu știu. Să zică judecătorilor dacă e vorba de așa ceva. Deci este arestată preventiv pentru 30 de zile. În ciuda afecțiunii medicale, judecătorii au decis arestarea preventivă. Mi se pare că cazul este destul de grav. Fiul ei, Ionuț Pintea, susține că șpaga era mult mai mare, în tranșe de 40.000 de euro și alte 3 tranșe de 5.000 de euro, și că mergea până la Liviu Pop. Ar fi bine să vedem o anchetă extinsă. Ar fi bine ca în astfel de cazuri, vedeți că noi n-am văzut, noi tot vedem anchete de corupție și în perioada de glorie a Direcției Naționale Anticorupție, dar n-am văzut, bă, asta e acuzată de corupție, numărul 2, Agenția Națională de Integritate, toată averea luată la control, toate bunurile ei, toate bunurile care sunt pe numele lui Fiusu, chemat Fiusu, bă, tată, tu ai aia pe numele tău, de unde ai avut bani, cu ce te-ai ocupat? Asta noi trebuie să ajungem acolo. Și dacă legislație nu există, trebuie făcută legislație pentru asta. Când unul este arestat pentru corupție, ar trebui automat să fie verificată toată averea lui și a familiei lui. Și tot ce nu se justifică, e trecut pe numele copilului, al lui mama, ca la Oprișan, totul trebuie confiscat. Confiscat prin simplu fapt că nu se justifică. Nu mă interesează că ți-ai făcut din șpagă de acum 20 de ani. Bă, nu justifici. S-a confiscat, la revedere. Dacă tu ai o avere de 100 de milioane de euro, valorează toate casele, toți banii, tot ce ai tu. Și tu, în ultimii 20 de ani, veniturile declarate la ANAF nu sunt 100 de milioane de euro și n-ai plătit impozite pentru ele, confiscăm tot. Confiscăm tot. Automat se presupune că, în cel mai fericit caz, tu ai făcut evaziune fiscală, nu ți-ai declarat veniturile la stat și din veniturile respective neimpozitate ai făcut această avere. În cel mai fericit caz. Așa ar trebui făcut, așa se face lumea civilizată, oameni buni. Numai la noi, ăștia au vile, au palate, ăla și-a făcut arca lui Oprișan în Vrancea și nimeni nu-l întreabă. Bă, tu ai fost din 92 angajat numai pe funcții publice. Valoarea totală a salariilor tale în ultimii 30 de ani este atât. Averea ta este de 1000 de ori mai mare. Cum justifici diferența? Nu o justifici, se confiscă. Așa ar trebui procedat. Deci femeia este arestată. Acolo, părând a fi, dacă este corect ce spune acest Ionuț Pintea, și nu știu dacă el ar fi inventat, a vorbit despre sume clare, despre persoane, a dat descrierea fizică a persoanei cu care s-a întâlnit. Deci sunt niște detalii care arată că, în ciuda faptului că el este un infractor condamnat pentru trafic de droguri, acele detalii, da, deci nu sunt exprimări așa, sunt date detalii punctuale care trădează faptul că e posibil să spună adevărul și este foarte posibil. Că nimeni nu ia șpagă de unul singur într-un județ așa de capul lui. Nu, ăștia iau șpagă în haită, în gașcă. Și apropo de haită și de gașcă, exemplu cel mai concret vine din comunicatul Dicotului în legătură cu situația de la Cara Severin. Unde?
Codrin Ștefănescu, împreună cu deputata Luminița Jivan, președinta PSD Cara Severin, o individă care mă denigra pe mine acum un an de zile pe rețele sociale cu prostile alea PSD-iste, că-s plătit de Soros și alte nebunii, da? Ăștia sunt toți băgați în grup infracțional organizat, citesc din comunicatul de presă al Dicotului, având drept scop obținerea unor profituri materiale prin subordonarea cât mai multor instituții publice, prin șantajarea conducătorilor acestor instituții care să le asigure accesul la bani publici și implicit posibilitatea de a împărți cu membrii grupului. Din decembrie 2018, membrii grupului ăstuia infracțional, Codrin Ștefănescu, Luminița Jivan și alții, o să vă zic numele lui, da, s-au folosit de posibilitatea numirii unor persoane apropiate la conducerea organizației județene a PSD în scopul preluării controlului asupra tuturor instituțiilor publice din județul Cara Severin. Și ca să preia controlul, îi șantajau pe aia, că acolo erau niște oameni care conduceau poliția județeană, radio și așa mai departe. Și le-au inventat la ăia, în presa pe care o controlau ei, ăia erau denigrați, li se făceau fel și fel de articole de denigrare de, ca să justifice destituirea lor, ca să fie puși oamenii ăștora și ei să-și tragă bani după aceea din lucrări și din tot ce avea de oferit instituția respectivă. Ați văzut la Sorina Pintea, numai la un spital, vorbim de o mită, da? Dacă e adevărat ce spune băiatul lui Pintea, vorbim de o mită de vreo 65.000 de euro plus 120.000 de lei. Și numai o lucrare la Spitalul Județean. Aceeași poveste în Cara Severin, vă dați seama. Spitalul Județean Cara Severin, spitalele municipale, toate instituțiile publice, tot ce controlează banul public. Haideți să vedem numai un pic, să ajung aici ca să vă mai dau nume. E un articol al colegului meu, Victor Nafiru, jurnalist din Cara Severin. Am fost colegi împreună la începuturile mele la ziarul Timpul. Un jurnalist foarte serios, de aceea eu citesc din el numele implicate, da? Codrin Ștefănescu, bineînțeles, fost secretar executiv al PSD, secretar general pe vremea lui Dragnea, știți, samsarul de interlope al lui Dragnea de la Înalta Curte, deputata Luminița Jivan, senatorul Ionuț Chisăliță, Luca Mălescu, președinte executiv al PSD Cara Severin, Georgică Severin, președintele director general al Societății Române de Radio Difuziune. Mai departe, Ioan Bordus, primarul comunei Fârliu, Petru Fara, primarul comunei Târnova, Zaharia Zacheșandru, fost director al direcției Silvice Reșița, Marius Cornici, fost inspector școlar, Mirel Pascu, primarul de la Oravița, Dumitru Ursu, care a ocupat într-o perioadă funcție de conducere la PSD, toți apropiați de președinta organizației județene Luminița Jivan, fostul prefect Matei Lupu și Sergiu Taban. Ăsta e ceva ziarist, are ceva site ziar prin care aș Severin. La audiere a fost adus și Florin Negru, cercetat în alt dosar celebru, cel cu eliberarea ilegală a permiselor de port armă. Și el un apropiat al conducerii PSD Cara Severin în perioada în care partidul se afla la guvernare. Deci ce vedeți aici la Cara Severin, dacă schimbați numele și puneți Liviu Pop și așa mai departe, se aplică la Baia Mare. Aceste două cazuri, unul în nord, în Maramureș, unul la Reșița, județul Cara Severin, în sud-vest, ele de fapt sunt două piese ale unui puzzle care arată exact cum este PSD-ul, grup infracțional organizat. La care aș vedeți grupul total cu ce au făcut, dar lipsește o șpagă concretă, șpagă concretă pe care o puteți vedea la Baia Mare, în județul Maramureș, la doamna Sorina Pintea. Sigur, este încă un caz, pe lângă zecile de cazuri. Partidul Social Democrat este singurul partid, nu din România, din istoria politicii, oameni buni. Nu există în altă țară un partid care să aibă prim-ministri condamnați pentru corupție băgați la pușcărie, președinți de partid condamnați pentru corupție băgați la pușcărie, un număr atât de mare de miniștri parlamentari, directori de direcții băgați la pușcărie. Numărul total al ăstora, și există niște liste pe rețele sociale, numărul total al ăstora este de 5 ori mai mare decât numărul total al tuturor politicienilor de la toate celelalte partide strânși la un loc care au fost prinși pentru corupție. Pentru că există corupție și a existat corupție și în alte, să le spunem, familii politice. Dar PSD e sediu central al corupției. Și aceste două cazuri, cazul Pintea și cazul de la Cara Severin, cazul, să-i spunem, Codrin Ștefănescu, că el era tartorul, el era cel care a organizat el acolo marea șmecherie, cu această Luminița Jivan, și cazul ăsta sunt încă o dovadă în plus că PSD nu este un partid, oameni buni, este pur și simplu un grup infracțional organizat pentru corupție, organizat pentru parazitarea
și prăduirea banului public, un grup infracțional care pe lângă faptul că iar banul public și resursele statului, care ar trebui să se regăsească taxele și impozitele noastre, care ar trebui să se regăsească în buna funcționare a instituțiilor, nu să se regăsească în spitale, să se regăsească în școli, să se regăsească în autostrăzi, în iluminat public, în ce vreți dumneavoastră, pentru ce ni se spune nouă că plătim taxe și impozite, și pe lângă faptul că iau banii respectivi și îi duc în propriile lor buzunare și se regăsesc în vilele, palatele, ați văzut la Oprișan ce are și o să mai vedeți în perioada următoare, că după ce îmi termin și eu, că nu mă simt nicio prea bine, sunt puțin drăcit, după ce termin curăceala asta, tratamentul o să merg din nou să documentez niște materiale, da? Pe lângă faptul că ăștia fură banii noștri, oameni buni, se îmbogățesc cu ei de 30 de ani, ei ce mai fac ca să poată să fure, vedeți, la Cara Severin, trebuie să elimine oamenii competenți, că un om competent într-o instituție nu te lasă să încalci legea să furi, că e competent și nu lasă sufletul să permită așa ceva. Și atunci, toți oamenii competenți și buni sunt dați la o parte și sunt aduse lepre, lichiele, analfabeți, cum a pus-o Dragnea pe Dăncilă. Exact modelul ăsta, Dragnea Dăncilă, hoțul și prostul, ăsta este în toate județele, oameni buni. Și pe lângă faptul că ei fură banii publici ca să se îmbogățească, distrug și funcționarea instituțiilor. De asta ajungi în spitale, când sunt medici și asistente angajate pe șpagă, ajungi tu să trebuiască să dai șpagă, ca aia dacă a dat șpagă ca să se angajeze, ea încasează șpagă ca să-și recupereze banii. Plus că nu e competentă. Și te trezești cu diagnostic greșit, te trezești cu atâtea cazuri de malpraxis, te trezești cu atâtea probleme. Ca să dau exemplu, un spital. De asta te trezești că te duci la poliție și în loc să-ți rezolve problema aia, îți mână în mână cu interlopii. De asta apar o grămadă de probleme care fac viața practic insuportabilă în România. Și fac viața să fie tot mai proastă de la un an la altul, să degradeze tot mai mult tot ce ține de viața normală într-o țară. De aceea eu spun că PSD nu este numai un grup infracțional organizat, nefiind un partid, ci este și un element extrem de toxic, extrem de nociv. Este un, nu știu, nici nu știu cum să-i spun, un coronavirus politic, da, care a infestat România până la nivelul la care a făcut viața insuportabilă în această țară. Care-i tratamentul? Care-i vaccinul? Că asta este. Nu e suficient să critici, nu e suficient să arăți răul, trebuie să arăți și ce se poate face pentru a se schimba lucrurile bine. Păi tratamentul, oameni buni, este votul. Votul. Trebuie să ne mobilizăm la vot, la alegerile locale, la alegerile parlamentare și să eradicăm acest virus infect, nenorocit, numit PSD.